Campionul zilei de astăzi este Florinel Coman, un fotbalist foarte, foarte important la FCSB. Aș spune că e mai important decât Darius Olaru, asta e doar părerea mea, nu înseamnă că Olaru nu are și el niște cifre și un sezon foarte, foarte bun, dar cred că vioara întâi, folosind acest termen nemai auzit în fotbalul nostru, cred că este Florinel Coman de la FCSB. În același timp, ca să fim sinceri până la capăt, Florinel Coman nu are o valoare atât de mare încât să poată să facă pasul către un club dintre primele campionate ale lumii, ale Europei, deși am văzut că există ceva acum, o chestie cu ofertă de la Euro. Gladbach. Nu uita Euro. Da, vine Euro. Da, da, pe el nu-l ajută că el la echipa națională nu face nimic, el nu e din filmul ăla. Da. Cu tot respectul, am văzut, am apreciat tackling-ul din meciul cu Irlanda de Nord când s-a dus după băiatul ăla de la Liverpool. Dar n-are rolul de playmaker. Dar n-are, nu iese în evidență la echipa națională. Doar face fața defensivă că îl pune Edi Ordănescu, altfel n-ar juca. Da, n-are rolul de playmaker, de să-i dai free roll. E stinger, e stinger. N-are legături cu băieții de acolo, nu-l vezi să intre în combinație cu cineva, nu e da, același jucător. Nu lasă să fie free roll, cum spune englezul, playmaker, omul care să aibă libertate pe teren, așa cum se întâmplă la FCSB, unde face absolut totul, da? Și când vrea, adică să iasă, și dacă vrea să bate cornere, bate tot el cornere, dacă vrea să dea pe poartă. Și dacă vrei să-l pui cum era pe vremuri, simte că se bătea autul de poartă, bătea portarul, bătea fundașul. Dacă vrea să-l bate el, dacă vrea bate să facă el, și el să ne întoarcă acolo, asta va face, pentru că are un sezon foarte bun. Stuttgart, înțeleg că este interesată, pentru că Stuttgartul, având un sezon foarte bun, sunt deja ofertați fotbaliștii de valoare de acolo și e foarte posibil ofertă echipă... Stuttgart pentru Florinel. Exact. Da, Gladbach-ul, am văzut în presa din Germania, se mai scrie. Zice Adrian, și a zis și Adrian Ilie, da, am văzut despre oferta asta, că îl monitorizează de foarte mult timp, dar eu cred că el, dacă într-adevăr se spune că oamenii văd ceva și la Euro, nu neapărat că se spune că România poate iese din grupe și pleacă acasă după 3 meciuri. Sunt șanse mari. Hai să spun un lucru, fii atent. Pentru că despre asta trebuie să vorbim cu sinceritate, indiferent că vorbim despre jucători de la FCSB, despre de la el merge generală. Bine, adică... Da, merge bine, stai puțin. Florinel Coman urmărit pe viu, dacă te duci pe stadion și te uiți doar la Florinel Coman, eu am făcut asta pentru că mai fac asta cu jucătorii care sunt importanți, sunt în evidență și vreau să văd dacă ar putea să, joace la un anumit nivel. Foarte mulți ani. Florinel Coman, deși el este văzut ca un tip care se pregătește foarte mult, care arată foarte bine din punct de vedere fizic, a crescut în forța din duelul și așa mai departe, el, după ce am văzut multe meciuri cu el, după ce face un atac, curs în atac și o venire în apărare, el nu mai apare în următoarele multe faze. Dispare, el se odihnește, pentru că nu poate ca suflu. E, în fotbalul mare, tu nu ai spațiul ăsta. În fotbalul mare, dacă ne uităm acum și dacă se uită oamenii, acum oamenii care trebuie. Se uită și la noi și ne ascultă și se uită și la televizor, uite așa, să se uite, să vadă ce fac oamenii de benzi de la alergători. Toate cele patru echipe. Nu există să-i vezi să se pună pe genunchi. Florinel Coman a avut în niște momente, îmi scapă acum meciul, nu cu Rapid, în fine, îmi scapă meciul, nu vreau să spun o prostie. După ce a făcut o cursă din asta, s-a pus pe genunchi. Da. Aia facem noi, grașii, care am mai rămas și nu mai jucăm fotbal, am jucat doar când eram mici. După ce faci o cursă la sintetic până în apărare și te duci după aia și după jucător, te oprești, îți vine să vomiți, te pui puțin așa pe genunchi, ca să tragi suflu. Cauți berea pe margine. Un scouter de la o echipă importantă care vine și te vede că tu, după ce ai făcut asta și asta, te pui pe genunchi acolo, eu zic că nu e. Nu e, da. E bun tehnic, putem să facem ceva cu el, dar nu poate fizic. În Germania alergă și fizioterapeutul în timpul meciului. Toată lumea alergă. Asta este marea în Germania problemă. Toată lumea e în mișcare, uite așa, pe teren. Că de-aia tot ei sunt cu gegenpressing-ul, nu? Că asta și spune la gegenpressing. Urcă-te peste adversar, vină tot timpul, presează-l acolo în jumătatea lui, că acolo câștigi și îți creezi fazele de gol. Uite, dacă dăm acum și ne uităm la meci, vedem unde se află Vinicius, Rodrigo. Dar dacă el prinde un transfer, să zicem, te ia, nu știu, cine e acum, San Pauli pe primul loc, da? E luptă acolo cu mai multe, nu? La, și Hamburg, că pe 3 sau pe 4. Așa. Și, dacă, și Hannover, parcă, dacă te vor, te ia una din asta, ai norocul. E clar că trebuie să schimbi atitudinea și trebuie să înțelegi, mai ales că te duci, nu te duci la 25-23 de ani. Trebuie să și poți. El cât are? 27 acum, nu? Pe acolo, 27-28 chiar. Să spui că îi păcălești, da? Dom'le, e foarte bun, îl vedem și la națională, îl iau, da? Are 25. Face acum face 26. Pe 10 aprilie. Mâine e ziua lui. Face 26. Mâine, da, să dea și el ceva. 26. Florinel, iartă-ne că am zis despre tine. Mâine este ziua ta. Ai 26. Adică acum, în câteva minute, sărbătorești.
La deci, mulți ani să fii sănătos. 26 de ani. Da, 26 de ani, dacă prinzi un transfer de genul ăsta, trebuie să schimbi clar, să te gândești. Băi, de acum trebuie să tractare, da? Să bag. Ok, ăia în Germania te pot face. El a făcut asta, dar a făcut în România. Ideea să vrei. Da, pentru da. Că el se pregătește altfel. Asta este clar. El de-aia este și campionul zilei și de-aia are și un sezon foarte bun cu FCSB, de-aia are reușite. Are 16 goluri marcate. Pentru că el se pregătește foarte bine. Dar știi cum e? Sunt mulți jucători care se pregătesc, dar pentru campionatele alea unde vrem noi să avem pregătirea jucători, e la alt nivel. Foarte mare. E la alt nivel, așa este. Uite-te la Drăgușin. Pe Drăgușin îl vedem ca un monstru, ca un munte. Nu face față. E doar acolo, adică e un element doar. În rest, pentru fotbalul ăla foarte, foarte mare, trebuie să mai bifezi și, păi și cred că e vorba despre rit. Presa din România se întreabă de ce tot timpul trebuie să, nu știu, să răcească Mickey van den Ven, să facă un COVID. Tu crezi că, de exemplu, Răzvan Marin, care făcea spectacol în Belgia, la Standard Liege, când s-a dus la Ajax, în nimic. Olanda, și Olanda nu era, să zicem, în primele campionate și de la Ajax așa era în Ajax momentul pierduse de, jucătorii aia buni în momentul și de se reconstruia, da? Plecaserea de elite, toți. Și n-a putut să facă față. A și spus, nu a putut să facă față la nivel de intensitate din antrenamente și la nivel de modul în care pasau aia foarte repede minge. Așa este. Asta e, adică la noi, în România, foarte, foarte bun, afară e foarte complicat. Da, e aceeași, și la Olaru e același acest nu, problem. Olaru n-ar avea, nu. Păi stai puțin, că Olaru pierde și mingea destul de... Păi acolo, dacă ai pierdut de două ori, așa cum pierde Olaru în campionatul nostru, ok, Olaru îți recuperează, dar pierde și foarte mult. Nu. No. Olaru eu nu-l văd. Poate la arabi. Hai să vedem în apărarea lui, deși nu e chiar în apărarea lui, pentru că a dat niște declarații. Dar la Florinel, văzându-l atât de ambițios, da, și încercând să demonstreze, și simțind că e nevoia de provocare nouă, mă gândesc că poate să facă pasul ăsta, știi? Adică să tragă un pic de el. Ai 26 de ani, ești la momentul maturității în fotbal. Hai bă, dacă am demonstrat aici și vreau să nu mă întorc cum s-au întors toți ceilalți, că tu nu spui întrebarea asta, bă, dar ce fac, m-am întors cum s-au întors toți? Ar trebui să facem. Fii atent, hai să-l vedem pe Florinel Coman, pentru că el este campionul zilei. E și ziua lui în câteva minute, în 37 de minute, o să zicem și la mulți ani. Dar uite ce cadou frumos i-am făcut, chiar dacă l-am criticat un pic, i-am zis că nu prea poate să joace în afară, în campionatele astea puternice, dar totuși i-am dat rubrica de campionul zilei, eu zic că e un cadou frumos.